Colegii mei din redacție, din redacția Jocuri și Concursuri de la Neața, au ales-o pe Gabriela Beatrice Groza, 20 de ani. I se spune creața și ne-a trimis aceste fotografii când era vivace, când încerca să ne arate câtă activitate are în sânge, când ne arăta că peste tot se uită în jos. În toate pozele se uită în jos, vedeți? Ei bine, dragii mei, ce credeți? Am prins-o prin video call. Uite că se uită tot timpul în jos. Și tot timpul în stânga jos. Dragii mei, ce credeți? Am prins-o în pat, pentru că asta face orice ucenică normală înainte să-i stricăm noi viața. Și ce credeți? Se uită tot în jos. Gabriela, ești cu noi? Bună dimineața! Neața! Gabriela, te văd și îmi vine să întreb un singur lucru. Tu ești? Eu sunt. Super. Na, te pup că nu se vede foarte bine și mai vorbim. Măi, dar m-am luat de fața ta când te-am văzut live, nu m-am luat de fața ta. Ai dreptate, dar eu cred că arăt tot așa, adică nu e nicio... Sau arăt altfel? Tu, asta crezi tu. Ok. Ți se spune creața? Da. Deși eu ți-aș spune zâmbăreața, ești tot timpul cu aparatul la vedere. Așa ești tu de dimineață? Doar în unele dimineți. Am înțeles, o fi și vina noastră. Gabriela, în ce oraș ești? București. Ai spus despre tine, nu despre tine, ai spus că spun prietenii despre tine că ești sufletul grupului mereu acolo pentru ei. Da. Minunat. Cum arată la 20 de ani o dimineață normală? Să presupunem că nu te deranjam noi. Până la cât dormeai? Depinde cât de obosită eram. Zi-mi o oră maxim. 10. O oră maximă până la care pot să dormi. 12. Poți să dormi până la 12? Da, dacă mă culc târziu și sunt obosită, pot să dormi și până la 12. Dacă mă culc târziu și mă scol la 12, mă trezesc, zici că sunt o gogonea murată. Nu am... Mai mult de ora 9 n-ar să dorm niciodată. Gabriel, ți-e spune Gabriela sau Beatrice? Gabriela. Gabriela. Spune-mi, te rog, ce crezi că e foarte greu în meseria asta de ucenică la Neața? Ce simți că ar fi greu? Nu mi se pare ceva greu. Bun, atunci ce crezi că ți-ar plăcea foarte mult la meseria noastră, în afară de faptul că avem mâncare gratis de la Vlăduț? Nu știu, să fiu acolo cu voi, să ne distrăm. Ok, și asta spune tot. Descrie-ne, te rog, pijamaua ta. Are aici un fel de piti. Ia uite că e drăguță. Și este roz. Și fii atentă la pantaloni. Am niște bulinuțe. Vezi? Ok, scuză-mă un pic. Colegul meu, Răzvan, este fiert pe desene animate și aș vrea să-l întreb și pe el. Nu te supăra, Tweety, ce animal era, Răzvan? Tweety? Da. Canar. Un canar, da. Bun. Ce animal are pe burtă Gabriela? S-ar putea să fiu eu bătrân. Da. Dar eu văd un iepuraș. It's a lapin. C'est un lapin. Gabriela, deci, Tweety canar. Ai tot, ai tot, o putitat. Ai tot, o putitat. Sylvester era... Canai Mărtana. Da. Sylvester, cel care vrea să... Era mâță, miau, miau. Miau. Așa. Da. Și tu pe burtică ai... Nu că ai avea burtică, Doamne ferește, la 20 de ani. Dar ai un lapin. Da. Bocănilă. Iepurașul. Da. 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 Bravo. Asta e fain la 20 de ani, mă. Când afli că fiică ta fumează și ai văzut-o și de mână cu unul și are 20 de ani
și a venit și târziu acasă, tu vii, o așezi la masă și îi spui cum ai crescut-o, cum ai lipsit de la facultate, că ai fost un tată tânăr, cum te-ai chinuit și că fumează și că o să-și distrugă viața cu tatuatul ăla și că ar fi bine să se apuce de carte. Și ea se uită în ochii tăi și zice tradiționalul, da. Asta e fain la 20 de ani. Gabriela, unde te vezi peste încă 5 ani? Vrei să-ți spun adevărul acum sau? Adică ești ok să ți-l spun în față? Dacă nu e ceva foarte dubios de spus la televizor, sunt foarte deschis să aflu unde o să fie Gabriela la 25 de ani. Păi fii atent, nu știu dacă colegii din redacție te-au anunțat, dar o să te dea afară după această conversație și eu îți voi prelua locul. Deci eu mă văd în emisiune peste 5 ani, iar probabil ne vom suna pe video. Să stau în pijamaua asta cu un fel de tweety și să mă sunați tu și Răzvan pe videocall. Păi nu asta îmi doresc eu, Gabriela. Doamne, neața cu Răzvan și stresul. Mai știi cum făceam neața cu Răzvan și Crețu? Da. Ei se spune Creața. Neața cu Răzvan și Creața. Mamă, super. Aveți și rime. Nu rata de dimineața, neața cu Răzvan și Creața. Gabriela, îți mulțumim tare mult că ai intrat în legătură cu noi. Te pupăm. E mișto că avem astfel de telespectatori cu multă vână dimineața. Da. Abia aștept să ne mai vedem. Da, și eu te rog. Liniște că nu aud, vă rog. Pe viitorul meu, Cotec. Pe viitorul tău ce? Coleg. Cred că a zis. Să ți-l arăt eu? Păi nu, spuneai că dacă pleci tu, nici eu nu rămân. Că să nu te duci singur la azil. Nu, Răzvan. Da. Uite, ți-l arăt, dragă, să știi. Ei, uite. Salut. Ăsta, Boșo, ăsta e viitorul tău, coleg. Gabriela, te pupăm. Să ai o viață frumoasă la 20 de ani. Toate bune. Doamne, cât râde fata asta, am nevoie. Am nevoie de un coleg ca ea. Nu cu mecla asta șifonată. Deci...